ziua, dragi elevi sârguincioși! Sunt Margareta Florea, profesoară de limba și literatura română. La finalul poeziei De parcă te ascultă Eminescu, Vasile Romanciuc scrie: să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși Eminescu ascultă ce și cum vorbești. Spuneți-mi, vă rog, la ce îndeamnă eu lic? Bineînțeles că ne îndeamnă să comunicăm frumos, corect, coerent, așa precum o făcea marele poet național Mihai Eminescu, fascinând conductorii. Spiritul patriotic, dragii mei, se măsoară și în felul în care ne vorbim limba noastră română. Or, preocuparea aceasta este de ieri, de azi și de mâine. Astăzi, în acest sens, abordăm subiectul abaterea de la normă, anacolutul. Avem să realizăm următoarele obiective operaționale. Să enumerăm 3-4 feluri de greșeli de stil, recunoscându-le în contexte și corectându-le, să explicăm termenul anacolut și să corectăm enunțurile, evitând anacoluturile. Vă amintesc că abatere înseamnă îndepărtare de la un drum, de la o direcție, de la o normă. Sinonimul este deviere. Normă, regulă, obligatorie fixată prin lege sau prin uz. Abaterea de la normă, prin urmare, este sinonimică și cu alte îmbinări de cuvinte stabile. Încălcarea normei, devierea de la regulă, greșeală de stil, greșeală gramaticală, eroare de exprimare. Să ne amintim greșelile de stil și gramaticale pe care trebuie să le cunoașteți deja și să le evitați în comunicarea voastră. De exemplu, a ridica mâna în sus. Ați intuit probabil că este vorba de pleonaz și varianta corectă este a ridica mâna. A cânta un cântec este tautologie cu varianta a interpreta un cântec. A lua concedialele este o calchiere de limba rusă. Corect este a ridica indemnizațiile de concediu. Ca conducător este o alăturare neplăcută de sunete, cacofonia, și corectăm în calitate de conducător. Este pe buletin, deseori auzim și ne se ciulesc urechile, este o calchiere de limba rusă, na balnicno, corect este în concediu medical. Băiatul al cărei privire. Ați observat probabil dezacordul în gen a articolului genitival cu substantivul privire și a pronumelui relativ în cazul genitiv cu substantivul băiatul. Ați învățat cu siguranță aceste două teme, articolul genitival, pronumele relativ și acordul lor cu substantivele respective. Varianta corectă, băiatul a cărui privire. Un alt exemplu, Ion cu Vasile au mers în excursie. Odată ce subiectul enunțului este substantivul Ion, bineînțeles că forma verbului trebuie să fie la singular. Deci am observat un dezacord între subiect și predicat. Ion cu Vasile a mers în excursie este varianta corectă. Un alt enunț, Ion și Vasile a vizitat expoziția. Aici subiectul este multiplu exprimat prin substantivele Ion, Vasile. Prin urmare, verbul trebuie să ia forma de plural. Au vizitat. Ion și Vasile au vizitat expoziția. Este un dezacord între subiect și predicat. Un alt exemplu, fata care o vezi este colega mea. Este utilizat incorrect pronumele în cazul acuzativ. Fata pe care o vezi este colega mea. Ea însuși mi-a zis.
ați sesizat probabil utilizarea greșită a adjectivului pronominal de întărire, însuși trebuie să se acorde cu pronumele personal ea, prin urmare trebuie să ia forma ea însăși, mi-a zis. Am actualizat cele studiate până acum și abordăm subiectul anacolutul. Din limba greacă, anacolut înseamnă lipsit de urmare, continuare, fără legătură. Vă spun că acest cuvânt la plural are două forme, anacolute, anacoluturi. Este o greșeală gramaticală aparținând domeniului sintaxei, reprezintă o deviere de la structura sintactică aleasă inițial prin întreruperea continuității cu alt tipar structural. Astfel rămâne a fi o ruptură logico-sintactică în interiorul enunțului. În opere literare, anacoluturile sunt folosite intenționat, redând oralitatea stilului sau au efecte comice, sugerând lipsa de cultură a personajelor. Există două tipuri de anacoluturi, tolerat și netolerat. Anacolutul tolerat este o abatere specifică limbii populare, familiare, mai ales variante orale. De exemplu, lacomului, cât să-i dai, el nu zice ba. Lacomului este un substantiv în cazul dativ, dar este prelungit cu enunțul cu un pronume în cazul nominativ. Prin urmare, s-a produs ruptura. Corect este enunțul. Lacomul, cât să-i dai, nu zice ba. Un alt exemplu anacolut tolerat. Sărăcia un sancuibat a nevoiei de scăpat. Substantivul sărăcia cu funcția sintactică de subiect este utilizat în cazul nominativ. Nu ar trebui să fie astfel pentru că este de scăpat a nevoie de sărăcie. Prin urmare, trebuie să fie în cazul acuzativ, varianta corectă, de sărăcie un sancuibat a nevoie de scăpat. Anacolutul netolerat este cauzat din neglijență în exprimare, de necunoaștere. De exemplu, dușmanul meu nu-mi pasă de el. Iarăși, trebuie să corectăm acest exemplu. De dușmanul meu nu-mi pasă. Este varianta corectă. Mai există încă două tipuri de anacoluturi, simplu și multiplu. Anacolutul simplu vizează dezacordul în caz, în număr sau în persoană. Prin urmare, avem anacoluturi simple al cazului, al persoanei, al numărului. Un exemplu de anacolut al cazului. Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut palatele și socrii. Începe enunțul cu substantivul în cazul nominativ cu funcția sintactică de subiect, dar de fapt ar trebui să fie în cazul dativ. Fetei împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut palatele și socrii. Anacolutul numărului se referă la discordanța construcției sub raportul numărului diferitor verbe predicate ale enunțului, în relație cu același subiect. De exemplu, dar fiindcă te întorci, persoana a doua, numărul singular, lasă-ți butea să vină pe urmă, persoana a doua, numărul singular, lasă tu. Haideți cu noi. Haideți deja este la verb, la numărul plural. Prin urmare, se produce anacolut al numărului. Așa. Butea, apropo, este buturuga roții. Anacolutul persoanei se manifestă ca necorespondență între persoana verbului predicat și cea pronumelui cu funcție sintactică de subiect. De exemplu, ce folos să citesc, persoana întâi, orice carte bisericească, dacă nu știi, persoana a doua, a însemna măcar câtuși de cât. Prin urmare,
trebuie să remediem situația. Ce folos să citesc orice carte bisericească dacă nu știm a însemna măcar cătuși decât? Anacolutul persoanei se manifestă ca necorespondența între impersonalitatea verbului sau a construcției verbale și persoana pronumelui cu puncte sintactice de subiect. De exemplu, ea, când a văzut asta, a fost imposibil să reziste. Să remediem situația. Când a văzut aceasta, n-a mai putut rezista. Ar fi o variantă de corectare. Anacolutul multiplu vizează combinarea construcțiilor diferite, lipsite de orice coerență. Și voi aduce un exemplu din comunicarea studenților. Cartea era la Vasile, care mă costase 5.000 de lei și nici nu era acasă, că avea copertă de carton și stă tocmai în Giulești și nici maica sa. O harababură întreagă. Cartea era la Vasile, i-a costat 5.000 de lei, Vasile nu era acasă, deci nepotrivire, încălcarea topicii și multe, multe lucruri pe care trebuie să le corectăm. Și ați putea să apăsați pe tasta pauză, să corectați enunțul și să verificați cu varianta corectă de răspuns. Cartea, care mă costase 5.000 de lei, că avea copertă de carton, era la Vasile, care stă tocmai la Giulești și care nu era nici el acasă, nici maică sa. În continuare am să vă rog să corectați exemplele pe care vi le propun și să concretizați felurile anacoloturilor. Cine nu muncește, lucru nu-i sporește. Și răspunsul este un anacolut tolerat, simplu, al cazului. Varianta de răspuns corectă, lucrul nu sporește, cui nu muncește. Un alt exemplu, cine se poartă așa urât, el nici nu amintesc. Este un anacolut netolerat, simplu, al cazului. Corectăm, nici nu amintesc de cine se poartă așa urât. Următorul exemplu, cine mă caută, nu sunt acasă. Este anacolut netolerat, simplu, al cazului. Și într-un corect, dacă mă caută cineva, spune că nu sunt acasă. Sau, pentru cine mă caută, nu sunt acasă. În final, vin cu o parafrază a scriitorului Radu Paraschivescu din emisiunea Dă-te la o carte. Să trăiți, să citiți și să vorbiți frumos. La revedere!